Românii care produc țuică și palincă ar putea primi finanțe pentru mici fabrici sau utilaje de ultimă generație. Aceste băuturi ar putea fi cunoscute la nivel internațional, iar anunțul a fost făcut chiar de către ministrul Agriculturii. Conform site-ului evz.ro, Ministrul Agriculturii a anunțat că românii care produc țuică și pălincă ar putea primi finanțare pentru mici fabrici dotate cu utilaje speciale. Acest lucru va duce la promovarea producției de prune. România este deja pe primul loc în Uniunea Europeană și pe patru în lume. În localitatea Medieșu Aurit, din județul Satu Mare, palinca se face după o rețetă veche de peste 100 de ani. Producătorii folosesc și cireșa mare, cai, se pere sau mere. Procesul este unul foarte complex, mai ales după ce băutura este ținută la maturat în butoaie cel puțin un an, doi. Specialiștii spun că pălinca se bea la o temperatură de 18-23 de grade, iar o sticlă ar putea ajunge și la 2000 de euro. Ministrul Agriculturii consideră necesară finanțarea producătorilor de țuică și palincă premium. România este pe locul 1 în Europa la producția de prune, iar șansele să rămânem în top sunt mari.